Bună dimineața, dragii mei, urmăritorii mei! Astăzi este tratamentul acasă și să vă arăt stilul clasic de tratament fără varojetul respectiv. Așa. Înainte, când nu am cumpărat varojetul până anul trecut, am avut făcute din plasă de țânțari niște site. Uitați-le aici, destul de multe. Ele sunt tăiate din plasa de țânțari și aici îi îndoite toate colțurile ca să intre ușor pe urdiniș. Și să vă arăt cum se lucrează cu astea. Mă gândesc că uneori poate o să mă întorc la ele, pentru că nu pot fi sigură că tratamentul cu varojetul e bun. Astea sunt hârtiuțele de la Mitac, speciale, 30 de bucăți într-o folie. Se ia o folie din asta, o bandă, se pun în funcție de volumul lăzii, picături. Asta e sticla de Mitac. Deja albinele încep să iasă, e cam 22 de grade afară. Am încărcat pipeta, așa, în dopul, și stupul ăsta are un volum cam pentru 20, are 20 de rame și pun 5 picături. Așa, am pus 5 picături, uitați-vă, pentru stilul ăsta de sită, întotdeauna îndoiam așa, îndoiam așa, ca să aibă de desubt curent. Puneam banda pe sită, după care o aprindeam la ambele capete. Sper că se vede. Se introduce tot. Intră acolo. Apoi se pune un burete. Deși mult mai comod este cu varojetul, asta e. V-am arătat cum dădeam înainte, dar acum sunt ude urdinișurile și din cauza ploii și chiar nu
chiar nu voi putea să dau cu sitele. Aici la rojet îndoim, punem hârtiuța, prindem, îi lăsăm un pic de aerisire aici la colț. Aici îi lăsăm un pic de aerisire, băgăm țeava. Cum îi forțați să se ducă în spatele stupului sus. Așa cum v-am arătat. Vă arăt încă o dată sitele cum arătau, făcute de mine din plasă de țânțari, îndoite să nu se agațe nimica. Și banda nici nu putea să plece de pe care aici o dâlmă mică. Ele mai ventilau și împingeau banda, dar nu reușeau să treacă peste colțurile astea. Dacă vă este de folos, mulțumesc frumos că mă urmăriți!